Am revenit în partea a doua a emisiunii. Vă reamintesc, alături de mine în studio este consilierul județean Nicolae Mișulec. Vorbeam despre proiectele pe care le-ați realizat la inițiativa dumneavoastră în acest mandat de consilier județean, dar aveți și anumite nemulțumiri. Ce nerealizări aveți, ca să le spunem așa, după acești 4 ani de consilier județean? Da, eu când am intrat în Consiliul Județean, am spus că avem doi cartofi fierbinți. Era vorba de aeroport și groapa ecologică de la Fărcașa. Aeroportul, cartoful s-a stins. Nu încă în totalitate. Nu încă în totalitate, dar e stins. E stins că s-a plătit factura și factura destul de piperată pentru firma care a executat lucrare. Dar problema este groapa ecologică, care, după cum vedeți, este un scandal și este un eșec. Dar de asta eu poate nu mai am avut așa mare curaj sau dorință neapărată sau să mai fiu un mandat de consilier județean, pentru că nu cumva să rămân eu în istoria județului ca consilier local, județean, având în spate acest eșec. Deși noi nu suntem vinovați de acest eșec. Și este foarte clar, acest eșec al Smit Fărcașa este cel care a descoperit sau cel care a găsit acea locație. Dar totuși, în mandatul dumneavoastră s-au alocat bani pentru continuarea lucrărilor, Da. deși se știa că acel teren este cu probleme. Da. Este adevărat. Nici noi n-am avut curajul. Ori să stopăm lucrarea, ceea ce aproape era imposibil. Deci aproape era imposibil și era greu de luat o asemenea de decizie. Și vă dați seama, dacă cumva este un eșec, 60 de milioane de euro vor fi trebuite date înapoi. Deci aici e toată treaba. Deci, pe lângă că avem această nerealizare, firma care a executat lucrarea, suntem în instanță de să plătește o grămadă de bani la firme de avocatură care se judecă cu o firmă din Botoșani, care se judecă pentru că firma respectivă n-a continuat lucrarea sau ceva. Ei, acolo iară poate câștigă firma aia și iară va trebui plătit la de viitor consilieri județeni sau cei care vor conduce județul, exact cum am plătit noi la Selina. Așa se va plăti la firma aia care e acum în insolvență din Botoșani. Și eu cred și sper și mă rog la Dumnezeu să nu fie pentru următorii colegi care vin după mine în Consiliul Județean să trebuiască să rambursăm sau să găsim o altă locație să stopăm acea lucrare acolo. S-au investit foarte bună, inclusiv guvernul actual a dat o grămadă de bani pentru a continua, a înțeles guvernul actual că trebuie să-l lăsați deoparte, pentru că Maramureșul era în joc și România era în joc dacă este un eșec și a alocat bani. Și sper că cu banii ăștia și sper că viitor Consiliul Județean, dacă va trebui să mai aloce bani, pentru că odată și pentru totdeauna să-l rezolvăm și cu gunoiul, pentru că vă dragi maramureșeni, dacă cumva maramureșenii vor trebui să ducă gunoiul până la Oradea sau până la Bistrița și nu este posibil ca aceia să zică, domnule, noi nu luăm gunoiul maramureșenilor, nu știu ce vom face. Deci nu sunt șanse să se finalizeze lucrările anul acesta. Probabil că domnul președinte a fost și delegații și au văzut firma care continuă lucrarea, și-a luat angajamentul că va fi rezolvată problema, s-a găsit soluția ca să se facă o magazinare, o înfăluire a gunoiului undeva și să se magazineze niște hale acolo până se va începe, totuși se va găsi o soluție. Dar orice soluție de acum încolo găsită este cu cost. Este cu cost. Și atunci, dragi maramureșeni, la ce să meargă Nicolae Mișulec în Consiliul Județean? Când Nicolae Mișulec, și dacă spune ceva, nu este ascultat, și dacă spune un adevăr, supără pe cineva, și atunci mai bine merge acolo la Bistra și ajută comunitatea din Bistra, că și acolo sunt probleme, și acolo mai ajută pe viitor primar, indiferent care va fi cu ideile lui, și își vede de coasă, își vede de Deci lucru nu renunțați pământul. la politică.
Nu renunț la politică și nu renunț la doctrina țărănistă, pentru că trebuie să duc flacăra aprinsă a înaintașilor politici, cei care au făurit această țară. Pentru că ăsta mi-e destinul pe pământ. Cât mai am de trăit, să vin să mă rog la celula Iuliu Maniu și dacă voi face politică și dacă nu, și să continu activitatea, pentru că vreau să mă implic și rog pe cei care au niște idei, doresc să facă politică, să se implice. Pentru că dacă nu se implică ei se implică alții. Și atunci observați, găsesc locații, cum au găsit în Fărcașa, în Pantă, au început lucrarea fără studiu topo, care era necesar la o adâncime de 30-40 de metri și probabil că au făcut la 8 metri și între era un izvor și nu răspunde nimeni. Dar trebuie cei din Parlament să dea o lege. Dar tu care ai semnat începerea lucrării, ai verificat? Sau tu care ai dat, că ai făcut topo, ia tu plătește. Vă puteți imagina acum că eu l-am prins pe Ceaușescu, cei tineri. Nu știți. Dar dacă Ceaușescu și pe vremea comunistă se făcea așa ceva, păi erau împușcați. Eu țin Bine, minte, s-au schimbat vremurile, s-au nu mai sunt schimbat, eu măsuri țin chiar așa minte că la drastice. mine, în localitate, țin minte, eram copil mic, s-a vorbit în sat. Era o delipidare în cooperații de 1 milion atunci, aproape să zic 10-8 miliarde acum. Prima sentință era, să mă ierte bunul Dumnezeu, că nu, poate nu fac bine, dar era moartea, prima sentință. Ei acum au furat băieții Bine, România și nu pățesc nimic și merg înainte o și să vedem ce se va ei întâmpla fug și cu din această partide și lucrare. fac coaliții și tot ei sunt. Și tu, Nicolae Mișulec, du-te că n-ai voie între noi, că tu spui adevărul și nu știi multă carte. Și asta este. Eu am recunoscut, am plecat, doresc succes colegilor mei, voi rămâne prieten, voi avea discuții cu președinții care candidează la Consiliul Județean, care vor ajuta comunitatea și zona din care provin, voi încerca să-i sprijin. O să văd ce o să zică și familia, dacă nu, îmi văd de treabă. Pentru că am văzut încă o problemă care am spus de 4 ori, inclusiv în ședință de Consiliul Județean. Au făcut un site Visit Maramureș. Au făcut. E foarte bine. Și le-am spus, măi băieți, voi care luați salarii cu imaginea Maramureșului, sunt angajați un departament care se ocupă cu așa ceva. Ia mergeți și voi pe acest site și mai faceți, mai pozați zona Valea Ruscovei, că sunt acolo lucruri și biserici. Mai mergeți și pozați zona Vișeului, de la Vișeu de jos spre Valea Vișeului, că și acolo sunt pensiuni. Și mai puneți pe site-ul Maramureșului și această regiune. Pentru că și Maramureșul este și acea regiune de la Vișeu, Râul Vișeu și Valea Ruscovei. Eu am spus, eu am auzit și cu asta am rămas. Intrați pe site Visit Maramureș și o să vedeți că nu există niciun obiectiv turistic, niciun obiectiv hotelier, nici o mănăstire, o biserică de pe Valea Ruscovei și de pe Valea Vișeului. Mă refer de la Vișeu de jos până la Valea Vișeului sau porțiunea asta, Valea Tisei. Pentru că băieții muncesc. Salariu babane și tu, consilier județean, poți să spui că cum ai venit de la Valea Vișului, așa te duci. Dar eu tot acolo rămânem. Și atunci la ce să meargă Nicolae Mișulec în Consiliul Județean? M-am spus, mai bine mere la coasă. V-ați depus candidatura pentru Consiliul Local Bistra? Sau urmează să vă Da, depuneți am candidatura? depus astăzi, mi-am înregistrat candidatură de consilier local, deși mulți consăteni au umblat după mine să candidez de primar. Vreau să transmit bistrenilor, dacă vor să urmări emisiunea dumneavoastră și urmăresc, că nu doresc să fiu primar, nu doresc în primul rând să fiu contracandidat a prietenului, consider eu, fost coleg de clasă, actualul primar,
nu spun pe cine să voteze, ei știu foarte bine pe cine să voteze. Eu o să candidez de consilier local cu echipa mea de 5 oameni, că n-am pus lista completă. O să încerc să sprijin. Și dacă va fi posibil politic, dacă va fi posibil, voi fi de acord să lucrez ca viceprimar cu unul dintre primarii cu care va câștiga. Dacă va fi posibil politic. Dacă nu, voi încerca să, dacă voi fi ales, bineînțeles, să fiu în Consiliul Local Bistră, să ajut comunitatea cu relațiile, să zic, cu cunoștințele mele administrative, cu ce pot, pentru că acolo trăiesc, mă apropiu și de pensionare, și o să vedem ce ne va aduce viitorul. Dacă Dumnezeu ne va ține în viață, eu o să încerc să duc flacăra aprinsă a Alianței Național Țărăniste pe Maramureș. Când voi găsi un om bun, așa cum l-am găsit, că am condus PNCCD-ul pe Maramureș și așa cum am găsit pe Doru Dăncuș și va face performanță politică, că la urmă urmei suntem oameni politici, așa sper ca pe viitor să găsesc un președinte pe Maramureș, să fie din Baia Mare, să-i predau și Alianța Național Țărănistă și să fiu alături de el atâta timp când nu va schimba doctrina. Am fost alături de Doru Dăncuș, sunt prieten cu el, sper să rămân prieten, dar din moment ce am văzut că partidul, nu Doru Dăncuș, Partidul Național a schimbat doctrina, am văzut că partidul, conducerea partidului vorbește împotriva Europei, că conducerea partidului a vorbit împotriva justiției, atunci eu nu mă mai regăsesc. Și am plecat. Dar nu voi ataca, nu voi spune niciodată despre acest partid de rău. Câți membri are această alianță pe care o conduceți acum? Păi acum alianță, membrii sunt deocamdată cei care candidează. Candidează la Petrova, la Rona de Sus, la Poienile Izei, la Bistra. Mai cred maramureșenii în aceste doctrine țărăniste? Păi acum ar trebui să creadă în doctrine țărăniște, în doctrine creștin-democrate, să creadă în ceva nou. Pentru că eu consider că partidele care au condus țara aceasta până în prezent au avut toate pârghile. Și va trebui ceva soluție găsită, pentru că continuăm așa. Eu parcă văd că la toamnă se va forma un guvern PNL-PSD. Pentru că, după cum fac ei jocurile, tot ei vor fi. Că guvernare va trebui. Probabil că domnul președinte va numi de la PNL, dacă vor fi alegeri, și normal că un parlamentar nu mai interesează să mai meargă la cântar, că îi trebuie 4 ani de zile, că el vrea să fie deputat ori senator. Nu știu ce va fi. Problema este că trebuie să ne implicăm, trebuie să, mai ales politicienii, trebuie să realizeze că ei fac politică pentru oameni, nu fac politică pentru ei. Dacă vreau să facă și nu pentru bani, ei trebuie să înțeleagă că nu fac politică să se îmbogățească. Ei fac politică pentru oameni, că nimeni nu spune să muncească de gratis, dar nu înseamnă că ei trebuie să meargă cu milioane sau cu zeci de milioane acasă. Pe lângă ceea ce beneficii au și har Domnului, acum chiar că au beneficii, ar trebui să lasă totul deoparte și să facă ceva, pentru că lucrurile nu sunt simple, pentru că România se află anul acesta într-o situație foarte gravă. Avem secetă, avem viituri, avem pandemie și va trebui cumva să trecem peste aceste probleme. Aveți și tineri în această alianță? Sau vă doriți să aduceți și oameni tineri? Acum mă destinui că de la Oarță m-au sunat aseară niște tineri și de la OSR și nu s-au înțeles și acum au renunțat mai înainte și m-au sunat că s-au înțeles și acum noi o să încercăm să, după ce trec alegerile, campania electorală, vom încerca să ne mobilizăm, iar la toamnă, dacă vom avea organizații, vom vedea pe cine vom sprijini în Parlamentul României și să sperăm să sprijinim niște oameni ca să ajungă în Parlament, în primul rând, iubitori de patrie și patrioți. Pentru că nu trebuie să te bazi în piept
că ești patriot și să porți tricolorul pe piept și să pui mâna pe inimă când se cântă tricolorul, trebuie să-ți iubești patria și semenul, pentru că dacă nu-ți iubești semenul și patria în care trăiești, înseamnă că trăiești degeaba. Până la încheierea acestui mandat, mai aveți de participat la câteva ședințe de Consiliu Județean. Chiar săptămâna aceasta veți avea o ședință. Da. Ce subiecte da, aveți în data pe ordinea de 19, de zi? Miercuri, la ora 12, vom avea ședințe de Consiliu Extraordinar cu, cred că așa mare am lecturat că am primit pe e-mail, 5 puncte. Unul dintre principale și pe privința asta transmit celor din Poienile de sub munte, în sfârșit, după atâția ani, și în sfârșit am fost prezent la meeting la Poienile de sub munte, este un drum în Poienile de sub munte de la cartierul Bardi până la Luheiul de Sus, aproximativ 3 km. Și vă spun, dragi maramureșeni, în Poienile de sub munte, în zona Luheiul de Sus, sunt 400 de case. Deci sunt 400 de case care sunt peste 1500 de locuitori în acele 400 de case, deci aproape câtă comuna Poienile Izei. Sau și eu, sau Onceștiu, comunele astea mici. Oamenii n-aveau asfalt. Au o biserică acolo, au școală și n-au o porțiune asta de asfalt. Și uite-te, în sfârșit, primarul actual și președintele Consiliului Județean, după atâta negocieri, dorim să preluăm acel drum de la drumul comunal, că este a Poienilor de sub munte, îl preluăm spre Consiliul Județean și eu am speranță că acest drum va fi asfaltat până la alegeri. Dar acest lucru s-a putut face de mult. De ce trebuiau poinarii să facă meeting? De ce Nicolae Mișulec trebuia să meargă acolo să vorbească la televiziune și ăsta? Când s-a putut face acum 2-3 ani sau cu 10 ani s-a putut face treaba asta? Când știi tu că ai acolo o școală, când tu știi că ai o biserică, când știi tu că nu poți din bugetul local să faci treaba asta, te duci și ceri ajutor. Ei, acum s-a găsit. S-a putut de mult face treaba asta, că vă dați seama, acolo atâta mare de populație. Și ăsta. A doua mare, și aici, vedeți, o să vedem miercuri. După miercuri o să vedem încotro se îndreaptă țărănistul Nicolae Mișulec. Este un alt proiect de hotărâre care, strategia pentru drumul județean. Acum o să spună, iar Nicolae Mișulec își apără interese. Este o porțiune de drum județean de la Petrova până la Valea Vișeului de aproximativ 12 km. Eu o să văd, o să propun în ședință de Consiliul Județean ca în viitoare strategie de dezvoltare și de modernizare a drumului județean să fie și porțiunea asta de drum județean care circulă consătenii mei, care circulă familia Mișulec și s-ar putea ca personal, nu vreau să spun că partidul țărănesc, că poate mă dau afară, personal, s-ar putea Nicolae Mișulec să sprijine coaliția pentru Maramureș dacă acest drum va fi inclus pe viitor spre modernizare. Asta este. Și vom vedea. Vom da miercuri ce decizie va avea conducerea, ce decizie va avea Consiliul Județean și dacă porțiunea asta de drum va fi modernizată cum se modernizează acum Valea Izei și acum vedeți cum mergeți de la Văleni spre Bărsana, Strâmtura, este ok. Este ok și va fi. Nu, mai durează. Există un pic probleme, dar mai durează, dar va fi frumos. Al doilea proiect. Și atunci vom vedea miercuri dacă și pe viitor pe cine sprijinim. Că eu ce pot să zic? Unul printre oameni și ce pot? Aduc 1000-2000 de voturi ori cu ei, ori fără ei. Eu am vrut odată și am adunat niște semnături. Că am deci și drumurile astea depind oarecum de înțelegerile politice. Păi asta este. Asta este politica. Asta este politica. Norocul nostru a fost că președintele actual a înțeles că trebuie să modernizeze drumurile județene. A lăsat totul deoparte și a modernizat drumurile județene, că probabil nici primarii, inclusiv primarii de la PSD, acum dacă tot spunem, nu erau mulțumiți, pentru că trebuiau banii direcționați spre proiecte, spre studii, spre ca să se facă drumuri. Că ei se așteptau că dacă iese
X, apoi banii de la Consiliul Județean merg spre ei, ca ei să fie la butoane și, na, așa e politica, știi? A fost un președinte care a înțeles că trebuie să modernizăm drumurile, cu toate că poate s-a mai supărat, că e unul și a mai plecat, știi? Că ei când văd că nu 4 ani de zile nu primește bani, fuge la alt partid, că cât traseiști de ăștia găsești, că e plin maramureșul și România de ei. Dar asta este, fiecare se zbate, fiecare se luptă, viața și totul este o luptă și la urmă noi vedem, dar atâta spun. Maramureșul în 4 ani de zile a avut numai de câștigat. Deci, domnișoară, să vezi pe, acolo, pe Mireș, pe Târgu Cum ar fi Lăpuș, și normal. cum ar fi normal. Nu. Păi, da, dacă n-ai avut până în prezent un Consiliu Județean așa de puternic și așa de unit, că nu putem spune că și opoziția și PNL-ul a fost alături de noi, toți am fost consilieri, am votat, dar în trecut era numai ceartă, mergeau consilierii și președinții, nu se înțelegea cu prefectul, deși era PSD sau ce erau, liberali. Și atunci Maramureșul era oaia neagră. Ei, acum, 4 ani de zile, Maramureșul a fost bine văzut la București, a primit bani și sper că și la viitoare guvernare care va fi, ori va fi de dreapta, ori da, de dreapta guvernare, iar poate Consiliul Județean să fie de stânga, poate, și atunci Mai să este un pic și vom vom vedea, afla. vom vedea ce vor decide maramureșenii, că prin votul nostru ajung să ne conducă, iar după aia noi vedem cu ce girăm. Poate după aia ne pare rău, dar asta e, ce iese la vot, iese. Domnule Mișulec, vă mulțumesc că ați venit și astăzi cu darea de seamă, cum spuneți dumneavoastră. Și vă mai așteptăm după alegeri să vedem dacă Da, o să venim, v-au ieșit da, calculele și planurile. o să venim după alegeri și o să vedem dacă am avut dreptate și dacă eu o să decid să sprijin pe cineva, să zic proprietarii de păduri, că poate în numele partidului care îl conduc nu o să pot vorbi, este un los câștigător. Eu am avut o experiență frumoasă, 4 ani de zile, nu pot să spun, a fost frumos, am trecut și prin asta, prin Consiliul Județean. Poate am greșit că m-am grăbit, cum mi-a spus un coleg, că trebuia să am răbdare. Sprijin am avut, nu nec, am avut și din partea familiei Cherecheș și din partea lui Doru Dăncuș pentru încă un mandat, dar poate am fost și un pic încăpățânat și am plecat. Dar nu regret, a fost frumos. Și vă mulțumesc, maramureșeni, că ați avut răbdare să vă mai uitați la Nicolae Mișulec și să vedeți că va fi bine. Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm și altă dată. Doamne ajută și curaj să trecem peste problemele care avem fiecare. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Manifest. Eu sunt Dana Berci și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!